Sfinții Constantin și Elena sunt sărbătoriți anual pe 21 mai, atât de creștini ortodoxi cât și de cei catolici. Este o sărbătoare importantă, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. Și pentru această mare sărbătoare, românii respectă o serie de tradiții și obiceiuri. În această zi, oamenii nu lucrează pământul și nu taie iarba. Se crede că păsările învață puii să zboare în această perioadă, de aceea sărbătoarea mai este numită și Constantinul Puilor sau Constantin Graur. Conform tradițiilor, dacă românii nu lucrează ogoarele de Sfinții Constantin și Elena, semințele sunt protejate de păsări. Femeile dau cu tămâie și stropesc cu aghiasmă prin case pentru a alunga duhurile rele. Această sărbătoare este legată de bujori, florile care înfloresc în această perioadă. Se spune că e bine ca un membru al familiei să ducă la biserică în această zi trei bujori îmbobociți, flori de tămâiță, pâine făcută în casă și dulciuri. Pentru a îndepărta duhurile rele, țăranii aprind un foc și stau în jurul lui. Prin acest foc trec și oile pentru a fi ferite de rele cât timp vor fi la stână. Pe 21 mai, când sunt sărbătoriți Sfinții Constantin și Elena, oamenii au multe obiceiuri și credințe legate de venirea Mulți fermieri nu lucrează pământul în această zi pentru a nu strica holdele cu păsările. În unele regiuni, aceasta este ultima zi în care se mai poate semăna porumb, ovăz și mei, pentru că se crede că tot ce se seamănă după această zi se va usca. Cei care lucrează la vie nu muncesc de Sfinții Constantin și Elena, de frică să nu le strice grauri strugurii. Potrivit unui raport oficial, numele Constantin sau derivatele sale sunt purtate de peste 650.000 de bărbați din România. De asemenea, numele Elena sau formele derivate sunt purtate de mai bine de un milion de femei.